Îți dai seama pentru noi ce a însemnat să avem un comunist în poliție? L-a ucis. Am auzit. Nu mă întrerupe, te rog. Acum am obținut un post de comisar la sectorul 2 negru. Tu ai oarecare experiență din ilegalitate. Știu că nu te pricepi. Nu ne pricepem la multe, Mihai. Trebuie să învățăm cum se spune din mers. Să nu te apuci acum să faci cu ei politică, luptă de clasă și așa mai departe. Ordinea în cartier, ordinea. Asta e politica ta. Succes și felicitări pentru promovare. Tovarășul Popa. Mașina să rămâne ție, ia ta. La fel și Alexe, șoferul. Cel mai prost șofer din Europa. Auzi, mă, Alexe? Da, domnule. Ce au să zic ăștia când mă vedea îmbrăcat așa? Numai comisar șef nu arăt. Ce să zică, domnule, arătați extraordinar de bine. Crezi? Da, foarte bine arătați. Bă, dacă zici tu. Ascultă, bă, ce intri în grajul luptat, tu unde mergi? Am onoarea să vă salut, domnule gardian. Să trăiești. Să trăiți, domnule comisar șef. Vă conduc să trăiți. Scuzați, nu știam că sunteți deghizat. Domnul comisar Miclovan, comisar șef al brigăzii anti-gangster din Prefectura Poliției Capitale. Cred că ați auzit de dânsul. Mihai Roman. Continuăm tragerea? Dumneavoastră nu vreți să încercați? Ba da, dar n-am revolver. Poftim pe al meu. La o parte. Nu-i nimic. Câteva ședințe de antrenament și totul e în regulă. Atacurile cu mână armată au devenit ceva obișnuit. În ultima vreme, în sectorul nostru a apărut o bandă care ucide cu sânge rece, demonstrativ. Aveți ceva indicii? Egale cu zero. E și normal, se tem. Deci căutăm acum carul cu fân. Formularea exactă. Lucrați de mult în poliție? Nu prea. Acesta e biroul dumneavoastră. Aici mi-am amenajat un mic loc de odihnă. Duș, un pat, bineînțeles, acum e la dispoziția dumneavoastră. Veți petrece multe nopți aici. A fost jefuită bijuteria Lambert. Miclovan ne cere ajutorul. Ce facem? Mergem. I-am prins. De data asta am terminat cu ei. Sunt vreo 10 oameni, casa înconjurată, cred că sunt tipii lui Semaca. Aștept lacrimogenele și fac să plângă. Făcea pe mort, truc vechi. Sunt multe trucuri pe care încă nu le cunosc. Ce stați? Dați drumul la mașini! Ce a fost asta, comisare? Un tank! Ce să fie? Așa ceva n-am mai văzut și n-am mai auzit de când sunt. Trebuie să recunosc că m-a făcut mat. O te-ai simat ca precis? Îți arde să glumești. Țara geme de mizerie, oamenii n-au ce mânca și bandiții folosesc tankul ca forță de șoc în plin București. Stăm bine. Tu mă crezi tâmpit? Îți închipui că nu te-am recunoscut? Și eu te-am recunoscut. Și? Și ce vrei să fac? Să cad în genunchi și să strig plângând, iartă-mă? Eram tânăr și m-au închis și m-au bătut. Tu știi cum bată ea? După aia a venit tu, elegant, prietenos. Hai mă, băiete, spune-mă tot, că bestiile astea te omoară și e păcat. Acum lucrez la un comisariat. Îmi fac datoria față de cetățeni. Îi apăr, îmi risc viața. Da, am văzut. Și dacă vrei să te apuci de ruibii, du-te pe federație și întreabă de Neaza în fir. Spune că te-am trimis eu. Da, sigur am să mă duc. Nu mai sunt cum am fost, tu m-ai înăsprit. Sus mâinile, scoarțe. Unde putem sta de vorbă? Nu mă duceți la poliție? Te-am întrebat unde putem sta de vorbă. În orice caz ați avut mare curaj că ați venit aici singur. Anii mei însoriți, tu mi-ai umbrit. Săptămâna viitoare m-a să întind plasa în mod spectaculos, gen Miclovan, în care cădeai sigur. Dacă vreți să aflați ceva despre bijuterii, eu nu știu nimic. Vreți un whisky? Nu mai știi să zâmbesc, tu m-ai dezvățat. Au intervenit date noi și mi-am schimbat planurile. Cât? Ai plasa valuta confiscată de la Miclea? Încă nu. Ești în relații bune cu Holtzman, cu falsificatorul? Nu mai știu nici să sper. În regulă, cioac. Lasă-ne singuri. Am nevoie de tine și, în schimb, îți ofer o șansă. Un mic cadou din partea societății oastea domnului! Domnilor și domnilor, veniți! Poți, odua și tovarășii! Tu ce ești, toarcă? Tovarăș sau domn? Lasă gura, bă, șmecherii! Mai vrei tu însumi nas, hă? Ce faci, mă, scuipă? Mai le-a lăsat la haine! Îmbraci o mahala de săraci și spui, din partea domnului Scorțea. După aia vine comisarul comunist și ia înapoi hainele. Va să zică, asta fac comuniștii. În loc să ne dea, ne iau. Mihaiță, mamă, vor veni niște oameni și mi-au dat niște haine. Unii mi le iau, alții mi le dau. Tu știi că eu sunt femeie văduvă și am copii.
Dați hainele în pace, păcătoșilor! Dacă ar fi taică tu aici, ți-ar rupe oasele. Na, satură-te, firața-i dracului să fiți. Spuneați că săraci ăștia-s baza țării și acum... Du-mă cancii femeie alea. Păi sigur dacă v-ați ajuns. Acum Dumnezeu cu mila și biciu pe ei. Comisare, îl arestezi și îl duci la mine în mașină. Am înțeles. Pe mine? Hai, hai repede. Domn șef de mandat, nu vă mai întreb, că și cu legalitatea știu că stați prost. Ce mai mă oarcă? Hoție e hoție și lege e lege. Măcar atâta lucru a trebuit să știi și tu ca... Ca fost scos, domnule comisar, ca fost. Mă rog, hai cu mine. Domnule comisar, mă mai țineți mult, că n-am timp, 2 ore. Hai mă cu mine. Ia, domne, mâna după mine, că mi-i vopseau, e? Hurra! Pularul ăsta e de furat. Ia-l, domne, ia-l și pe ăsta, iau și pe asta. Urcă! Să-ți dau și un pol împrumut, da? Se poate, vă pregătisem tocmai o mică atenție din partea Consiliului de Administrație. Suntem la al 5-lea furt. Este pentru prima oară însă când lucrurile ne-au fost recuperate. Și să știți că în întregime, da. În afară de o singură pereche de bocanci, pe care o achit eu. Vă pot ajuta cu ceva, domnule comisar? Nu, cu nimic, mulțumesc. Hai. Trăiți, domnule Clau. Valcă. Tot frumos, tot frumos. De ce încerci tu să faci pe nebunul cu mine, că doar nu-ți merge? În închisoare parcă erai mai stâns la minte. Poate. Dar nici dumneata nu erai comisar. Și dacă stau bine să mă gândesc, nu iubeai prea tare pe ăștia. Nici tu pe criminal. Și dacă stau și eu bine să mă gândesc, aveai o vorbă. Eu sunt host cinstit, ziceai. Oarcă, îl vreau pe scorț. Dar coroana regală nu vrei? Dacă pe el îl ascund, în schimb în mine vor arunca cu pietre. Tu, ca să mă exprim elegant, ai relații. Și e singurul pe care îl cunosc și care m-ar putea ajuta. Ce zici? Domnule Roman, îți spun sincer că eu m-am lăsat de furat. Adică nu mai lucrez. Fac acum o școală auto și vreau să... Hai mă, dă-o dracu, vrei să mă prosești chiar în față? Sunt bun de tors. Ce bun ar fi acum o țuică bătrână. Ca vine! Vorba multă sărăcie a omului. Mă ajuți sau nu mă ajuți? Și cavoul la belu, cine mi-l face, domnule Roman? Nimeni, oarcă. Nimeni. Nici ție, nici mie. Și nici tată. Ce bă, s-a îmbolnăvit soacra? Păi cu vremea asta. Ia loc. O țigare. Mersi, dar m-am lăsat de fumat. Ce vorbești, mă, de când? Da, cu 5 minute. Mi-a promis pe dracu. Eu le iau cu amintiri, cu sentimente și ele mi-a banii. V-am mai spus, în cazul Scorțea nu ne putem bizui pe informatori. Se tem. Și cred că nici o razie masivă nu ar da rezultat. Poți vorbi, e domnul comisar Patulea. N-am avut onoare. Și pentru că veni vorba de soacră, să vă spun bancola cu iepurile cu 5 picioare. Hai, de drum. Da, Patule. Cu domnul comisar Roman. Domnul comisar șef în misiune. Alo. Zice că un iepure avea 5 picioare. Dar pe unul îl ținea în buzunar. Da, mai bine să vă spun altul, că ăsta e cam porcos. N-aveți cumva o foiță de 1000? Eu cu arca am stat la închisoare, e adevărat că pentru motive diferite. 500 ajung? Aoleu, bun și ăștia că mi-au foame de n-am unde dormi la noapte. Eu m-am topit. Să trăiți. Cadavrul a fost descoperit de o femeie la 5:30. Pe gardă am găsit-o Batist. S-o văd. Acceptați să devie informatorul dumitale? Cred că da. E limpede, mâșa vă zbira, adică eu, înțelegând acest lucru din bancul fără cap și fără coadă debitat de oarcă, l-am urmărit și l-am împușcat. Ești un om fericit, domnule Roman. Sinceritate contra sinceritate, domnule Roman. Eu pe Scorțea l-am. Da, da, nu te mira. Vreau să-l prind sau să-l lichidez. Ce vrei să fac? Să te ajut să devii celebru în poliție? Te-am lăsat să te descurci singur. Așteptam să te compromiți și să pleci. Oprește aici. Stinge motorul. Alexe, ia ăsta și dacă auzi împușcături și tu. Am înțeles. Ai venit cu mașina? Da, de ce? Mergem să ridicăm pe Scorțea. Ești înarmat? Nu. Poftim. Domnul Scorțea, domnul comisar Roman. Sus mâinile, domnule comisar, sus mâinile. Potulea. Ce mă credeai, tâmpit? Formidabil, ați tras mai bine decât mine. E mort? Da, Ștefan? Tata, ce-i cu tata? Doamnă, soțul dumneavoastră a căzut la datorie. Mulțumit că accept să lucrez sub ordine dumitale? Foarte. Eu până acum, ca să fiu sincer, m-am ocupat cu gangsterii. Se pare că ei sunt deasupra claselor. Ei sunt produsul unei mentalități a claselor exploatatoare. Fără niciun fel de îndoială. Nu, eu spun clar.
nu te pricepi, dar întoarce-te înapoi la comisariat și învață. Ce să învăț? Să nu mai cred în oameni? Ba să înveți să ai încredere în cine merită. Nimeni să nu-mi dicteze metodele și mijloacele de acțiune. Nu vrei să schimbăm puțin? De pildă, stabilirea metodelor și a mijloacelor de acțiune se va face de comun acord. Parcă sună mai românești. L-ai cunoscut pe Miclovan? Malagambistul ăla. Malagambistul ăla e un băiat la fel de sărac ca tine, pe care îl cunoaștem foarte bine și de care avem nevoie în viitor. El zice că e apolitic, dar în realitate este alături de noi. Hârtia mea de acceptare, dacă nu mă înșel. Da. Tudor Miclovan, 35 de ani, însurat din principiu. Politică nu tot din principiu. Metode nu prea ortodoxe, puțină. Femeia nu încurcă borcanele. Asta cu borcanele e nouă, n-ai scris. Cu fața la perete toată lumea! Gata, șefule! Calm, bule, nu țipa! Sunt banii muncitorilor! Mă nenorociți! De ce te-ai întors, mă? Mama ta! E Buciurliga. De unde știi? După cum trage de lămăsă. Mai e și flerul. Ce e, comisare? Am și eu sensibilitățile mele. Cine nu le are? Mergem? Hai! Salut, băieți! Să trăiți! Era un oarecare, găinar cu pretenții, nu intra în sectorul meu. De curând și-a format o bandă, imitându-l pe Pleoarcă, Lăscărică, Burdujel, Șchiopu, ăștia-s bonzii capitală. Mă mir că nu te-au lichidat până acum. Chestia aia cu cine trage primul mi-a plăcut și mie, dar în filme. Noi trebuie să aplicăm legea, să-i aducem în fața justiției. Trebuie să fim cu mâinile curate, înțelegi? Cu mâinile curate. Gangsterii noștri nu sunt ca cei americani. Împotriva lor nu găsești nici martori, nici dovezi. Ai noștri n-au tradiție. Sper că nu o să lăsăm să-și o formeze. Eu am o metodă simplă. Mă bazez pe faptul că majoritatea dintre ei sunt nervoși și isterici. Domnilor, sunt ruinat. În general e fraza pe care auziți din gura fiecărui negustor. În cazul meu, din nefericire... Nu cred că sunteți chiar atât de ruinat încât să nu aveți 800.000 și pentru poliție. Fac de așa manieră încât să pună mâna pe arme. Și atunci cine trage primul? Cum la treaba asta mă cam pricep, îmi și place, recunosc. Suma aceasta poate, spun poate, să aducă înapoi cele 25 de milioane. Este evident că în situația mea nu încă pe tocmeală. N-am această sumă. 400 de mii, domnule comisar șef. Am pregătit și chitanța pe care s-o semnați. Întotdeauna am avut îndoieli asupra teoriei lui Lombroso. Om cu înfățișare onorabilă, simpatic, plin de umor, relații în toată societatea, plin de bani, bineînțeles. Ăsta e. De când te tocmești tu cu Miclovan? Scleroza? Fetițele? Te tocmești cu mine? Cer chitanțe? Restul de bani? Profiți de prezența acestui om cum să cade, care încă nu vă cunoaște. Pălăria. Vă cer scuze, domnule Miclovan. Vă salut. Atacăm pe Semaca prin Buciurliga. Viva lui Semaca. Ăla cu jaful furgonetei. Iar la Buciurliga ajungem prin Pascu, mâna lui dreaptă. Aprob schema? S-o aprobăm. Poliția! Sus mâine! Treci cu fața la peite și nu mișcă nimeni! Nu mișcă, mă! De ce mișcă aici? De ce mișcă, mă? Pascule, vină încoace! Vină încoace, mă, n-auzi? Strânge banii pe mese! Strânge banii, mă, n-auzi? Domnule comisar, arestarea mea e ilegală. Cer să fie chemat avocatul meu. Sigur că da, domnule, sigur că da. Ce zici de plimbarea asta la șosea? Jur pe cea mai scump. Nu pun una, Pascule, nu le port la mine. Mișcă, Pascule, mișcă! Am mișcat, am mișcat. De ce mișcă, mă? Bani, mă, buzunare pline de bani. Vină încoace! Ia uite și la ăsta! Pune nou ce mânca și voi bani. Ce aici, mă? Liceac, mă? Ia povestește tu, domnului comisar, de când te pasc eu pe tine. Ți-am simțit mirosul lângă după bănci. Atac cu mâna armată pe timp de război, pedeapsa cu moarte. L-am tras eu, domnule, n-am tras eu. Pascule, strânge tot. Strânge aici. Strâng. Strânge, mă, n-auzi? Pune aici totul. Ia să te văd eu acum pe tine. Ce-i asta, mă? Pistol, mă, pistol, mă. Care mă, ta mi-l-ai dat? Păsta lung cu noi. Deschide ușa și întinde. Aoleu, domnul Miclovan, nu mă omoră, domnule. Nu m-am împușcat. Pe Dumnezeu meu că n-am făcut nimic, domnule. N-am făcut nimic. Nu m-am împușcat. Poate să-ți fiu de folos cu ceva. Nu fi supărați. Cine n-are noroc la joc, are în dragoste. Ei, acum, băieți, să vă prepare o vouă un cocktail. Ia uite, whisky. Fără tocmeală, pe o singură voce. Unde e acum Buciurliga? Știu, la hotel Tahiti lângă gara. Am plasat o blondă, o fată foarte drăgălașă. Camera 16 cu vedere la stradă. Ultima dată când te iert. Paștele mătii de urcan. Ușurel, puișor, ușurel. Dacă te împușc. După aia, puișor. Sus mâine. Truc vechi, bătrâne. Nu fi neliniștit, că ai fost răzbunat. Cum te cheamă, domnișoană? Charlotte. Care e cel mai mare dușman al tău? Până acum 5 minute se manca. Pe el vreți? Bijuteriile lui Lambert. Ale are stabilitate, face aripioare peste graniță, în urechi și pe dește frumoase. Dacă reușeam să dovedim că Buciurliga ataca furgoneta, dacă proces, avocați, bani, mită, găseau 100 de martori că a fost la Sibiu, Brașov sau poate chiar în spital. Eu, Mihai Roman, îți spun că în țara asta trebuie să domnească legea. Atunci dă pe cineva din ai lui Semaca. Un nume greu și care știe. Lăscărică. Mergem, domnule comisar Roman. Șefule. Ce vrei? O dovadă de încredere, șefule. Luați loc. Domnilor, să analizăm evenimentele. Patulea s-a dus. Sitibi terra levis. Cu Miclovan e mai greu, dar în sfârșit știm o regulă. Una manum altera lavat. Ce tot zice? Acum vorbesc eu. Domnule comisar, de mult voiam să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Și-o doream asta. Dar pun pariu că nu aici. Domnule comisar, e vremuri grele, ca după război. Oamenii are arme. Au devenit cam repezi de mână. Tragi. Vă previn însă că cu Roman nu e de glumit. O să ne lichideze pe toți. Pe rând. Din acest moment eu conduc.
Să ne unim, să ne coordonăm acțiunile. Pac, nu înțeleg de ce vă învârtesc ca pardon într-o căldare. Domnilor, noi suntem ce suntem. Ne place să lucrăm curat, fără sânge. Scurt pe doi. Vă promitem că în sectorul dumneavoastră nu vor mai fi omoruri. N-am nicio informație precisă, dar sunt sigur că s-au unit. Și asta înseamnă că SEMAC a preluat conducerea. Atunci să terminăm cu toți, dar cu toți, înțelegi? Așa da. Chiar după tot ce s-a întâmplat, îi vreau în fața justiției, înțelegi? Din produsul afacerilor noastre am putea să vă punem la dispoziție haine, încălțăminte, alimente. Din alegerile, un pic de propagandă care se poate mânca sau îmbrăca, nu strică, nu? Am venit și eu să-ți comand un coșciuc. Doar asta ți-e meseria, nu? Nu mai da, șefule! Pe cine vrei? SEMACA! Aoleu, șefule! Tocmai pe ăsta! Ăsta își bate joc de noi! Nu-l omorâți! Situația e gravă. Trebuie să luăm o altă hotărâre. Ce-i cu Alex? L-a ucis. Cu? Stai liniștit. Stai liniștit. Luați-l cu grijă. Domn Niclovan, și dacă mă topesc? Vezi că au început să scadă bibelourile. Nimeni nu mișcă la mese! Nu trageți! Mâinile, Burdujel, mâinile! Burdujel, Burdujel! Ce dracu, mă, una vorbim alta face. A spus să fim cu toții mâine seară la depozitul ăla din tei. Bijuteriile e sigur acolo, pe loc mai bununte. Mii și mii de lăzi. Mă, să nu încerci cumva să ne duci. Nu mișcă nimeni! Ești arestat, SEMACA! Nu trageți, domnule Niclovan! Vă promit, nu mișcă nimeni! Domn SEMACA! Eu sunt Lăscărică! Domn SEMACA, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța! Vă rog să credeți, domn SEMACA! E grav? Un flec. M-au ciurit.